Nu, le spun un final de an, acum vacanță. Cum vă simțiți? Iată, a fost un an aglomerat, un an dificil. În schimb, ați încheiat pe podium. Da, este adevărat, a fost un an competițional foarte greu, cu toate că la finalul campionatului obiectivul a fost realizat, clasarea pe locul 5, obiectivul echipei fiind clasarea în primele 6 echipe. Dar spun că a fost un campionat greu, un campionat cu o serie foarte bună, cu echipe foarte bune și după părerea mea cred că este cel mai bun an calendaristic 2019-2020 pentru toate seriile, pentru toate echipele. De ce spun acest lucru? Pentru că odată cu noile proiecte ale Federației Române de Fotbal, ați observat și dumneavoastră că din cele 5 serii de câte 16 echipe nu s-au retras decât 3 echipe din campionatul acesta. Este un lucru bun, un lucru care ne dă încredere că fotbalul românesc este pe drumul cel bun. Și cu siguranță anul care va veni va fi unul foarte, foarte greu datorită echipelor de tradiție care deja s-au reînființat, au apărut la Liga 3-a și ați văzut că sunt foarte multe echipe care nu au promovat la Liga 2-a, care își doreau și echipe de tradiție, unele dintre ele au promovat și va fi un campionat foarte greu. CSU Filia și revelația returului de campionat a fost chiar și pe locul 2, la un moment dat aspira pentru prima poziție. Ce s-a întâmplat și bineînțeles cum ați caracteriza munca lui Mugur Gușatu și a băieților? Da, să o iau cu începutul campionatului, unde noi ne-am făcut niște planuri mai mărețe. Eu speram ca să termin în primele trei echipe vis-a-vis de jucătorii care i-a adusese și de jocurile care le aveam, ca și programarea jocurilor în prima etapă în tur. De fapt, de la început am spus că în primele 7 etape trebuie să scot maximum. Nu a fost așa. Probabil presiunea care s-a pus pe jucătorii, ceea ce li s-a cerut, nu a făcut să avem rezultatele scontate. Dar, odată cu returul campionatului și cu aducerea și lui Mugur Gușatu, și aici vreau să aduc în calcul și pe antrenorul preparatorul fizic, Cătălin Brândușoiu, care a avut un mare merit. Vreau să spun că este un preparator fizic, un profesor foarte profesionist. S-a văzut, eu știu că a venit și după 2 săptămâni de zile de pregătire, i-am cerut de la început să-mi spună la ce nivel ne aflăm cu pregătirea fizică cu jucătorii și am rămas total surprins să aflu că eram undeva la 60%, 50-60% cu pregătirea. De altfel, cred că asta a fost și diferența din finalul campionatului, pentru că băieții zburdau, iar celelalte echipe erau obosite. Da, deci pregătirea a fost foarte bine făcută, făcută la un nivel profesionist și pregătirea fizică a dus această echipă la îndeplinirea obiectivului. Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, chiar dacă se mai juca după cele 90 de minute, încă 20-30 minute, jucătorii mei erau apți fizic să ducă jocul. În obiectiv, cu toate că ați evoluat și în acest sezon pe teren străin, e vorba de stadionul Chimia, departe de Filiaș. Da, a fost un retur foarte greu, pentru că știți foarte bine că returul cred că l-am terminat pe locul 10. Eram foarte apropiate, toate echipele erau foarte apropiate, și cele din față și cele din spatele retrogradării eram apropiate de puncte. Un meci, două pierdute la rând, era clar că ne ducem la retrogradare. Dar ne-am făcut calculele foarte bine, echipa a fost pregătită special pentru primele 7 etape, adică ne-am luat în calcul că la primele 7 etape eu am făcut să în calculul să avem în 21 de puncte. N-au fost 21, cred că au fost 19, dacă nu mă înșel, cred că da, am făcut 2 egaluri, am făcut la Sibiu și la Morei. Dar una peste alta, obiectivul a fost realizat, am fost foarte mulțumit de prestația jucătorilor. Jucătorii s-au pregătit și au dat totul pe teren. A făcut ca, numai ghinion, a făcut ca în ultima etapă la Astra 2. Obiectivul era deja realizat, probabil jucătorii s-au mai relaxat
și am pierdut acel joc care, după părerea mea, nu trebuia pierdut. Am pierdut la Astra 2 și cu un egal sau o victorie terminam în campionatul pe locul 4. Din acest sezon reveniți acasă. Primul sezon acasă. Da, este primul sezon când vom juca acasă la noi. Abia aștept și jucătorii așteaptă, pentru că atunci chiar jucătorii se vor simți fotbaliști. De ce spun acest lucru? Pentru că la fiecare joc se va juca cu cel puțin 1000 de spectatori. Sunt în filia și avem comunitatea spectatorii care iubesc sportul și vă spun cu siguranță că sunt și cunoscătorii acestui fenomen fotbal. Vom fi și susținuți, dar cu siguranță și în situația în care, domnul, Doamne ferește, vom ajunge să pierdem un joc și alea nu va fi, nu ne va fi atât de bine. Sunteți pregătit pentru asta? Moral? Psihic? Moral, psihic nu prea sunt, pentru că deocamdată suntem în perioada vacanței. Eu deja lucrez și îmi caut jucători, pentru că vor fi probleme foarte mari în situația în care pierdem jocuri acasă. Lumea te taxează și este foarte greu. Dar cred că voi face o echipă competitivă, o echipă care să-mi realizeze obiectivul. Cred că voi merge în prima fază, voi merge pe tineri, pe jucători tineri, jucători de perspectivă. Vreau să-mi reorganizez clubul de la grupele de copii până la echipa mare. Cu siguranță în acest an voi băga și două echipe la Republicanii, Republicanii A și Republicanii B la nivel național. De ce fac acest lucru? Pentru că dacă nu ai continuitate la grupele de copii și juniori, trecând de la an la an, și nu poți să-i oferi competiție, cu siguranță jucătorii cei mai buni și de perspectivă îi pierzi, pentru că nu ai continuitate, nu există o piramidă în care să pleci de la o grupă, să zic, de 16 ani la 17, și atunci jucătorii de vârstă mai mare se pierdeau sau îi dădeau în altă parte. Lucru care nu voi mai face din acest an. Voi reorganiza clubul. Va fi reorganizat din temelie, începând de la, și de la echipament. Echipamentul tot, de la grupa cea mai mică de 6-7 ani până la grupa de seniori, va fi îmbrăcată la fel, în aceeași firmă de echipament și aceleași culori. Vreau să vă spun că la filia și domnul primar Gheorghe Ilie Costeluș s-a ocupat de partea administrativă și ne-a oferit condițiile de recuperare. Aici mă gândesc la... Am reușit și s-a cumpărat saună, s-a cumpărat jacuzzi, s-a făcut o sală de forță performantă și urmează ca în perioada următoare, chiar de ieri au început lucrări la tribunele de la stadion și avem promisiunea ca pe 15 august să facem inaugurarea stadionului. Vorbim de mulți bani în joc. Despre ce buget se vorbește în momentul de față? Bugetul echipei de fotbal? Da, a clubului până la urmă, a adică vorbeați și de juniori. Deci bugetul clubului va fi același ca și anul trecut. Probabil se va mări undeva cu 10-15%. Dar este un buget bun, un buget de Liga 3, un buget în care, fără doar și poate, trebuie să te clasezi în primele 6-7 echipe. Când va avea loc reunirea echipei? Reunirea echipei, mâine am să stau de vorbă cu Murgușatul, să vedem și situația lui care este, dacă el a încheiat contractul cu noi. De fapt, toți jucătorii au terminat contractul cu echipa. De săptămâna viitoare vom intra în negocieri cu jucătorii, dar cu siguranță se va schimba și sistemul de plată al jucătorilor, în care în anul viitor, campionatul următor, voi merge pe să plătesc mai mult performanța decât un salariu fix. Deci vom merge pe un salariu mare. Deci vom merge undeva pe un salariu fix și se va juca pe prime de joc. Consistente sau? Primele vor fi foarte consistente la acest nivel și va rămâne numai ca ei să-și facă datoria în teren și să obțină
punctele și automat primele de joc. Care ar fi și obiectivul stabilit de pe acum sau la care vă gândiți cel puțin? Eu am în cap un obiectiv datorită faptului că voi merge pe mulți tineri. Vreau să fac o echipă tânără. Și probabil obiectivul odată cu primul an acasă nu va fi îndrăznesc pentru că e foarte greu, nu știu cum vor reacționa jucătorii, nu știu cum va reacționa publicul din filia și așa mai bine facem, ne propunem un obiectiv mai larg ca și clasare în clasament, undeva în primele 10 echipe, 1-10, iar prestația jucătorilor și vedem fondul de jucători care va fi, cu siguranță nu vom sta să pierdem jocurile. Noi vom juca la maxim și vrem să câștigăm cât mai multe puncte. Revenirea acasă înseamnă venirea și altor sponsori pe lângă echipă? De când suntem la Liga 5, nu am apelat la sponsori. De ce nu am apelat la sponsori? Pentru că vedeam că era o răceală față de echipa de fotbal, pentru că, știți foarte bine, nu activam acolo. De la filia și dacă veneau 20-30 de spectatori, majoritatea spectatorilor erau din Craiova. Și nici nu am avut curajul și puterea de a merge să discut cu ei. Cu siguranță, începând cu data de începând de luni, se va fi o persoană care se va ocupa cu contractele de sponsorizare de publicitate. Probabil se va fi și o taxă pentru acele bannere care vor veni pe gardul prejmuitor al terenului de joc. Deci se vor căuta foarte multe variante. În primul rând, în cap am ideea de a găsi posibilitatea la cei care mă voi duce, la agenții comerciali, dacă voi găsi posibilitatea să mă angajeze din jucători. Acest lucru ar fi foarte benefic pentru echipă, să găsesc undeva, înțelege să angajez 10-12 jucători, atunci situația financiară ar fi mult mai bună, iar obiectivul va fi altul. Pentru că tot ați pomenit mai devreme de stadion, când va avea loc inaugurarea? Se va prelungi termenul de lucru sau? Nu, a rămas și din discuția care am avut cu domnul primar și domnul primar am văzut că a dat interviul dânsului, a spus acel lucru cum am spus și eu și ceea ce am discutat împreună și cu persoana care se ocupă de construcția stadionului, ca pe 15 august să-i facem inaugurarea. Ne-a cam ținut în loc lucrările datorită vremii, a plouat foarte mult și nu s-a putut intra să se lucreze la stadion, pentru că stadionul, față de cum îl știați dumneavoastră, avea un decalaj, poarta de jos din stânga față de cealaltă, de 2 metri și atunci tribunele au rămas cam suspendate. Și trebuie să se lucreze, să scoată foarte mult pământ, dar am încredere în persoana care se ocupă cu construcția stadionului că pe 15 august vom face inaugurarea.